Miercuri seară, femeia în vârstă de 70 de ani a vorbit la telefon cu fica sa, care i-a promis că în dimineața următoare îi va face o vizită. A fost de altfel ultima conversație dintre cele două. Ajunsă la ușa mamei câteva ore mai târziu, fata a constatat că nu poate intra în apartament, ușa fiind încuiată, iar femeia de negăsit. Motiv pentru care a sunat la 112. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de pompieri, care a reușit în cele din urmă să pătrundă în locuință pe geamul de la bucătărie. Ca veni venit și a spart... Ce-a spart nene a spart ușile, geamurile. Echipajele de pompieri au fost solicitate să intervină pentru a deschide fereastra de la bucătăria unui imobil situat în municipiul Ploiești, pe strada Arhid Nicolae. În interiorul apartamentului a fost găsită o femeie în vârstă de 70 de ani decedată. Bătrâna a fost găsită fără suflare pe un fotoliu cu televizorul pornit. Vecinii spun că, deși era bolnavă și a mai avut probleme de sănătate, aceasta urma un tratament. De inimă. Era bolnavă de inimă, lua tratament. Am mai avut chestii de așa, dar și-a revenit, și-a a mai fost internată, dar nu... Înconor... În ciuda faptului că bătrâna locuia singură, copiii, dar și nepoții aveau grijă să o viziteze frecvent. Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste oamenii care au cunoscut-o. Singură, dar vinea foarte des copii, fetele, nepoata care s-a căsătorit foarte des venea la ea. Cu familie foarte bine, are copii, are copii de milioane. Era o femeie bolnavă, bolnavă și da, tratament, dar știu că se avea bine cu nepoatele, cu copiii, nu, 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 că ne spunea de bine, nu. E sora mea aici și când veneam ne povestea, nu, era o femeie bună, chiar bună. Oamenii legii au constatat că persoana decedată nu prezintă urme de violență pe corp, iar familia a cerut ca trupul neînsuflețit să nu mai fie transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropției. După efectuarea primelor cercetări la fața locului, pe cadavrul persoanei decedate nu au fost identificate urme de violență care să indice săvârșirea supra acestea unei infracțiuni cu violență. În continuare se efectuează verificări și investigații pentru a se stabili cu exactitate cauzele producerii decesului și împrejurile în care a survenit acesta. Acum, familia îndoliată se pregătește să o înmormânteze creștinește pe tantinița, așa cum îi spuneau vecinii.